Bucurie, bucurie ți ești. Dacă te tragi, se strânge ăla de piept, Mini. Săraca, dacă nu ies afară așa de des, zici că e disperată. Haide! Da, eu mă bucur. Așa-i, Mini? Minișor, te bucur, tata? Mă chinuiești cu gunoiul. L-am atârnat de mână ca să pot să filmez. Ajung imediat acolo și las. Și după aia mă duc o tură de bloc cu ea, să se plimbe mai mult. Selena nu vrea și Selena mi-a promis că dacă îi cumpăr un cățel, va avea grijă și îl va duce la plimbare. Bine, nu am pretenție să mi-l ducă departe, dar barem prin fața blocului așa un pic și o mai verific pe geam, uit după ea, dar nu vrea. Asta este. Așa că, părinți, aveți grijă să nu cumpărați căței copiilor, că nu se țin de promisiune, în niciun caz. Cel puțin a mea, nu. Haide pe aici. Haide! Hai, Mini! Dar nu mai alerga așa tu. Îți trebuie o lesă de 10 metri. Așa-i? O lesă de 10 metri? Ce mă trage? Zici că e pitbull. Stai! Stai sus! Dar ce urât miros a venit de la canal. Zici că a căcat. De fapt a căcat cu siguranță. În blocul ăla am stat noi în chirie un an de zile. Blocul ăla, etajul 7, pe partea cealaltă. La 3 blocuri distanță de unde stăm acum, deci aproape de... Nu ne-am mutat, n-am avut de cărat mobila tare mult drum și saci de haine și ce am avut. A fost aproape. Să știți că nu e frig afară. E soare, dar chiar plăcut. Hai! Hai încoace! Măi, dar ce stila! Eu te trag să vin cu atu, pleci în altă parte. Lasă pisica, poate îți dă iară vreo gheară în ochi. Acum câtva timp a primit o gheară de la o pisică săracă în ochi și i-a lăcrămat așa de tare ochiul. Afară e soare cu dinți, dar nu din zină e așa de friguroși. Adică e rece, dar dacă ești îmbrăcat bine, n-ai treabă. Și poate se trezește Marca să mergem să ia și el un pic de aer și să-mi fac niște cumpărături. Am nevoie de un clor. Nu mai știu ce mai am zis că am nevoie. Mai aveam nevoie de ceva de la Penny, dar nu mai mi-aduc aminte, doar dacă văd acolo pe raion. Sau poate o să văd. Adică poate să-mi aduc aminte până să văd. Hai! Haide, plimbă-te! Mi-am dat bretonul în partea asta să văd, să încerc în mai multe feluri, că nu mai îmi stă niciun chip, niciun fel. Abia aștept într-un fel să crească, dar așa cum dacă las să crească, îmi vine în ochi și mă deranjează. Ia stai, Mini, stai! Stai să vedem un pic. L-am dat așa, parcă mă prinde mai bine așa, decât invers în partea cealaltă. Să-l las într-o parte decât drept. Drept, nu știu, într-o parte stă umflat, într-o parte stă plat. Am încercat cu placa, am încercat cu toate astea, dar nu mă ajută cu nimica. Hai, tu bucuroasă, tu! Disperată, îți place afară? Oleu, săracă, a călcat o mașină. Hai încoace, nu-i voie. Săraca, măcar bine că a dat-o la o parte. A lovit o mașină tare și a murit. Plin de sânge acolo pe trotuar. Săracele. Și ele se bagă, că și noi de câte ori mergem cu mașina, și căței și pisicile așa se bagă și trebuie să fii atent. Miroase așa de bine aici în zona asta unde sunt casele. Fain. A fum așa. Haide. De la oamenii care fac focul la cu lemne la sobă. Gata.
mergem în casă, ți-a ajuns cât i-am plimbat, că nu pot să mă risc să se trezească Marc și să plângă după mine, așa-i? Așa-i? Vezi ce fain ești, că te-am periat. Coadă stufasă. Mini, Mini, sor, uite. Ia arată stufățuca aia frumoasă, Mini. Mini, tu! Urechi curioase. Cine ia urechile alea curioase, da? Așa, vai, 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 ți-am văzut fățuca. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ce faci? Ai obosit? Ia să vedem, ne-a venit ceva în poștă. Ne-a venit pe un parte de... Nu știu de unde e asta. Așa. Ce faci, fata? Zbau. Ești bău. Ce faci tu? Hai, nu mai mâncat de pe jos, tu! Tu praznică, tu! Mini, soro? Mini, hai de pupic la mama! Mini, e, hai de pupic! Hai de pupic, tu, fată, tu! Coțofană! Vulpiță! Urcă sus cu picioarele. Mimi, bau. Haide, iar mănâncă ceva, fii atent. Hai, mănâncă de un pupic. Hai de un pupic. Nu știu, cățeaua asta e incredibilă. Dacă ar fi că să zici că nu-i la de mâncare, aș mai zice, da? Doamne, mai că sunt. Tot? Chiar tot să mănânci de pe jos? Ha? Chiar tot? Ca să vedeți și voi ce vecini faini am eu. Nu știu care din ei, dar oricum ne iubesc maxim de mult. La ei, pe ei disperă faptul că eu am copii și copiii mai fac gălăgie pe scară, în fine. Asta e, sunt copii, Marc mai plânge, nu am ce să fac. Când am plecat cu mine afară să duc gunoiul, era o carte pe cutia aia de poștă, adică pe toată cutia aia de lemn. Cu poșta fiecăruia și mi-a luat-o și mi-a băgat-o în poșta mea. Când am întors acum de la gunoi să verific poșta, că ați văzut și voi, am verificat poșta, am găsit o carte, exact cartea aia care era pe ăla. Deci a luat-o cineva de acolo și mi-a băgat-o intenționat mie. În tricicletă găsesc gunoaie, în poștă găsesc anumite hârtii, o carte, nu știu ce carte era acolo. Unde era? La poștă. În poștă găsesc anumite hârtii. Aseară, la ora 7, mi-a dat șeful de bloc mesaj că se aude foarte mare gălăgie, că vecinul de lângă și vecinul de dedesubt s-a dus și i-a spus că se aude gălăgie. Eu abia la ora aia venisem de la spital și după ce am făcut lui Marc baie, s-a jucat cu o mașinuță. Mi s-au aburit ochelarii. Eu ce pot să fac la copil dacă iau o mașinuță sau un lucru să se joace? Sau ATV-ul sau ceva? E ora 7, la ora 8 și ceva 9. Mă simt și mă duc și eu în cameră, că normal, mă gândesc, băie, seara, unii oameni muncesc, ați văzut și voi pe vlog, le mai zic copiilor, Marc, nu fă gălăgie, Selena, nu faceți gălăgie, dați televizorul mai încet, una alta, că mă gândesc, mă, sunt oameni care fac schimbul 3, sunt oameni care fac schimbul 1, 2, dar sunt niște oameni, scuzați-mi expresia, foarte nesimțiți și de acum încolo voi face intenționat ca să mă audă toată lumea și tot poporul. Pentru că am fost până acum simțită și am încercat să se facă liniște și toate chestiile astea și de acum încolo nu voi mai fi simțită, voi fi nesimțită. Nu prea mi-e stilul meu să fiu nesimțită, dar o să fiu. Foarte nesimțită. Așa, și chiar am de gând să mă duc la poliție, să fac o reclamație și să spun că nu mi se pare ok ca la ora 7-8 seara să vină să mi se bată la ușă sau să mi se îmbată în perete. Hai, Mini, la locul tău! Hai la locul tău! Să mi se bată mie în perete. Hai! Ce fata? Dar trebuie să stai la locul tău, că mami merge la Marc. Merge la Marc, mami, da! Și trebuie să stai cu minte, că tu mi-ai toate globurile și le strici, da! Și m-am săturat să vină să mi se atragă atenția la ore care efectiv sunt niște ore pentru mine normale. Așa! 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 Ia uite ce frumoasă e ea!
Ia, uite ce frumoasă e ea! Doamne, doamne! Și mama o iubește mult! Este obosită? Te obosi plimbarea? Te obosi plimbarea? Ce drăguță e! Mi s-a părut că mi-a căzut ștrasul. Da, mi-a căzut ștrasul. Ia uite, vedeți? Chiar am simțit că mi-a căzut ștrasul. Dacă uite, acum am văzut și eu, da. Bineînțeles că avem garanție și vom merge să ne pun alt ștras, doar că mă deranjează că trebuie să mai fac un drum până acolo și durează până scunăță zona. Ei, de unde bagi nasul? Vii țițic? Vii țițic? Tu ai simțit că mama are lăptică cu lusea? Vii țițic? Hai, treci la locul tău. Uite, mi-a căzut telefonul. Fugi! O să sun chiar acum după ce închid cu voi și sun să-i zic că mi-a căzut ștrasul. Nu am nicio chitanță, am nicio garanție de la ei, dar sper să fie de treabă și să nu facă chestii din astea că nu e adevărat, că eu nu am fost, că nu știu ce. Cu toate că sunt trecută în sistemul lor. O să mă dau un pic cu rola asta, că tot timpul așa îmi dau după ce mă joc cu mine, că nu știi, vreun fir de păr care nu se vede, vreun pufuleț, ceva, mai bine să fii precaut. Dar chiar am simțit când am coborât scările, am dat cu limba și am simțit că nu se mai simte cum se simțea ștrasul. Acum când dau cu limba se simte acel lipici care a rămas de desubtul ștrasului, dar mă mir cum de-a căzut, că doar n-am mâncat nimic tare. Și fata la care am văzut ștrasul ăsta și-a pus prima oară, i-a căzut exact ca mie și după care și-a pus și are ștrasul de 2 sau 3 ani de zile și nu i-a mai căzut deloc. Și acum sunt curioasă și eu, o să sun chiar acum să-i spun că am pus ștrasul, nu mai țin minte, de 2 sau de 3 săptămâni. Și să vedem ce îmi face, ce-mi zice. Da. Oi. Uite, ia să încerc să dau măcar. Dar nu merge. Măcar lipiciu.